Ioan Seleși, de la Zalău! Ce se întâmplă? Ce dumneavoastră de un biet invitat? Când vreți mă primiți, când vreți mă dați afară, ba ce spun unii când mă văd că apar la Arlechin, iar vine șoimul patriei la microfon. Ce să fac, stimați spectatori, m-am dezvoltat și eu în regimul celălalt cât am putut. Și eu, ăsta sunt și aici mă termin. Ia uitați-vă! Chiar aici în capăt, ia uitați! Știu că de dumneavoastră la acest spectacol ați fi preferat un prezentator înalt, alură sportivă. Îmi pare rău, ați luat plasă. De data asta nu vă alegeți decât cu haină de asta, cu sclipiți și cu un papion. Nu ați asigurat un prezentator cum e Lupu Rednic, un bărbat făcut ca lumea, nu ca mine, desenat așa. Eu-s realizat stil Ștefan Popas. Trei linii și gata prezentator. În plus de asta, pe domnul Rednic îl ține bine nevasta, nu ca pe mine. A mea e zgârcă, numai la regim, de-aia m-am și dezvoltat. Și apoi, stimați spectatori, să știți că eu sunt cel care am servit drept model constructorilor socialismului, an de zile. Păi apartamentele Confort 2 au fost proiectate după înălțimea mea. Dar și prițurile și cinzeaca pe care o serviți dumneavoastră de la privatizație din București nu-i făcută tot așa ca mine? Mică, mică și scumpă, deci trebuie să-ți vinzi mobila. Dar băile din anumite apartamente n-au fost făcute după gubajul meu? Păi un corp ca al meu, scufundat în lichid, nu dislocă nimic. Așa că eu sunt cel care vă dau curaj, vă dau speranțe în perioada asta de tranziție. Păi dacă mă analizați dumneavoastră așa între patru ochi, ce o să spuneți? Ehe, putea să fie și mai rău. Așa că bucurați-vă că cine știe cine o să mai vină. Că vorba aceea, cu mine ați râs, cu Traian Băsescu ați plâns. Sau, noi murim cu zile, guvernul Boc ne dă pastile. Să trăiți. Mulțumim mult de tot! E cel mai tare! Stați că mă laudă un invitat în sus. Stați că n-am terminat. Frunză verde, Castejaru, trăiască Mihai Moraru. Articulat frumos! Și acum vine de la Zalău să ne râdem, să ne prăpădim de râs. Din nou, Ioan Seleși. Bună seara, domn și doamne! Iarăși ne întâlnim! Sunt frumoasa Leontina, fostă manechin. Sunt mortală, trăiesc bine, să mă crede zău. A, nu-s născută la Viena, ci chiar în Zalău. M-am născut dintr-o iubire cu iz de viol, dintr-o mamă prea stilată și un sergent major. Oh! Încă din adolescență se mănânc cu tata, mi-am făcut specializarea tocmai cu armata. A, nu făceam discriminare, că eram în formă. Puneam doar două condiții: bani și uniformă. Și mi-a fost atât de dragă, nimic n-am iertat. Colonei, maiori și maestri, cu toți m-am cuplat. Am fost și în aplicații, cu soldați în corp, și m-au antrenat băieții să plec la export. Nu sunt eu foarte modestă, dar rădeam aci de cuzor și până în seară 40 pe zi. Mi-au plăcut aviatorii și am zburat pe blat. A, nu cu miguri militare, ci din pat în pat. Îmi plac și parașutiștii, numai pe valută. De-aia zic gurile rele că aș fi parașută. Dar e o sfată serioasă, nu s-o depravată. Și iubesc, frate, armata,
fiindcă-s patriotă. Azi armata e serioasă. Soldați optimiști, totul e la standard NATO. Toți profesioniști. Au și tipe în armată. Ăsta e mare chin. Dar de-i chinuie hormonii, tot la fata vin. Digmo, alt soldat mișto. Hai, hai, scoate niște euro. Să zgâcesc lumea să știe. O să ai blenoragie. Asta văd, n-am ce să fac. Îmi dai euro să tac? Care vrei să-ți mai ghicesc? Hai că-mi vă fraieresc. Iadă palma ca să văd. Faci în dragoste prăpăd. Hai o... Da. Hai o linie întreruptă. Funcția nu prea te ajută. Vezi să nu o faci de oaie. Ia Viagra, dai bătaie. Șaraiman cu bucurie. Mulțumim mult de tot. Seinfeld de la Zalău, marele comediant Ioan Seleși, cu care am făcut astăzi cunoștință, trece din nou pe la noi. Haideți să vedem ce surprize ne-a mai pregătit. Omul mic, dar cu suflet mare. Servus! Ciao! Ciao! Oi, ghiheiță dragă! Ioi, du-te de acolo că fac infarct! Știți ce? Dumneavoastră, care sunteți aici, vă place muzica ușoară? Da! Mie nu-mi place! Da! Și nouă la tăți de la Sache, de la Siger, de la Baia Mare, și de la Zălau, nouă ne place muzica populară. Da, da, că te astâmpără pe din lontru ca și un vin roșu de butuc. Muzica ușoară... Muzica ușoară nu ne place pentru că e ușoară și e foarte ușoară. Că una, două se iubesc, peste un ceas de vreme, divorțează. Și apoi dumnealor, domnii compozitori de la București, pe noi de la Sache nu ne bagă nicării. Nici într-o cântare, domnul Mihai. Deși dumnealor își cam bagă narile în produsele noastre ecologice în tătăză. Da, da, dar de unde mănâncă ei brânză și lapte, ha! Nu de la sectorul zootehnic și nimic. Acum asigur că dumneavoastră vă puneți întrebarea de unde ești eu pus așa de tare la curent cu muzica asta ușoară. Apoi de unde credeți, dragă? De la căminul cultural de la noi din sat, din Cristialic. Că și noi avem un cămin nou, nouț! Și la noi tineretul face tot felul de distrății că ți-e mai mare dragul să stai pe margină, să scuipi păstăi, să nu se ghioată. Da, doamnă dragă. Și apoi nu mai joacă jocurile astea noastre populare, începând de la învârchită, după vioară și după torogotă. Du-te, întreabă-ți! Nici la noi nu mai joacă numai de-astea moderne, ca la București. Cum cânta ăștia, astea moderne după drum, vei da, astea numai hoi znechicea, că ți-o-i da fân, ușor, tra-la-la, hau, 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 după ea mă, uiha, cu remorca, Wackenbury, oh, tis the light, maina, maina, Max, whisky, hai da, hai! One, două, trei, four, life is life, life is life, vaca la mălai, după ea mă, uai! O să vi-l chem la microfon. Zozolica? Da! Vino la microfon. Nu viu! De ce nu vii? Că dau interviu la Mitica Corbeam! Lasă interviu și vin la microfon. La ce dai? O ciocolată. Vine atunci viu. Am venit! Nu e Zozolica? Da! Dar ce-i cu degețelul ăsta la tine în guriță? Ăsta nu-i degețelul în guriță! Că eu fumez! Fumez? Da! N-au voie copiii să fumeze? N-au voie, dar ei tot fumează! Unde fumează ei? Nu știi! În veciu! Că
Zozolică. Da. Ia scoate tu frumos degețelul din guriță. Da. Și spune poezie. Poezie, poezie, hai acasă tu, Mărie. No, serus. Zozolică, vino înapoi aici. Mă tracasez psihic. O să te reclam la protecția copilului, la primăria din Șibleu, la domnul primar. Zozolică. Da. Dar cu sticla asta, ce-i la tine la gât? Asta nu-i sticla la gât, asta-i biberonul. Dar tu nu știi cu ce cresc copiii mari? Cu biberonul. Nenea ăștia cu ce cresc au crescut așa de mari? Cu biberonul. Tu cu ce te-ai făcut așa bunocă? Cu biberonul. Poezia cu cel mai bun prieten al omului. Știu, ala-i domnul părinte, Boșca ortodox. Că se roagă pentru toți bețivii. Cel mai bun prieten al omului. Ce? Ala-i șeful de post din Pericei. Zozolică. Animăluțul ăla micuț care trăiește pe lângă casa omului. Oh, știu, ala-i pădurarul. Face ham-ham. Da, face ham-ham. Cine-i? Îi. Că? Bou. Cătălin. Zozolică. Cătălin. Cățaua mâncava. Cățeluș. Cățeluș, cățeluș, dă-te jos din corcoduș, că e pușca și te-mpuș, piu! Și această poreclă se referă la rezultatele mele sportive. De dat cu pumnul, sunt un tip care se poartă cu mănuși. O dovadă că sunt un domn, chiar dacă înainte m-am ocupat de politică. Am pornit de jos, de la nivel orășenesc, până am ajuns semifinalist în Parlamentul României, de unde am fost eliminat, fiindcă nu aveam greutatea necesară în euroi. Așa că am decis să mă fac intelectual. Că în zilele noastre problema nu este să obții o diplomă universitară, dar după aceea trebuie să-ți dai și bacalaureatul.